Stop Cabrio Radoțean, emisiune cruși de strană la acest oraș. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În forfota pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă, încercăm să vă oprim câteva momente pentru a urmări știri și evenimente locale. Sub semnul lunii cadourilor, punem primul stop cadru din emisiunea noastră de astăzi, alături de câțiva tineri ce au început să împartă ghiozdane în grădinițele rădăuțene. Așa după cum ne-a obișnuit în fiecare an, firma Holz Industries Schweighofer continuă seria de acțiuni sociale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, arătând în acest fel că îi pasă de nevoile comunității în care își desfășoară activitatea. Simbolic, de această dată, cadoul se adresează copiilor preșcolari din municipiul Rădăuți și satele învecinate, copii care reprezintă viitorul acestei comunități și care, poate, vor deveni viitorii salariați ai firmei Holz Industries Schweighofer. În perioada 10-15 decembrie 2007, angajații firmei noastre vor distribui câte un rucsac la toți copiii preșcolari de la grădinițele și creșele din municipiul Rădăuți și comunele învecinate. Acțiunea de față se înscrie într-un ciclu mai larg de participări a firmei noastre în viața comunității. Chiar dacă gestul nostru este simbolic, în prima fază am dorit să bucurăm circa 2400 de copii. Știți cumva de țara Aoareu, unde a fost cumva și eu? Țara asta e foarte mică, în Bărati o furnică. Ursul are 7 crame, Mercur duce de crame. Un elefantul e furios, l-a tântit să muscă jos. Un țânțar cam grosa, ceapă face, box cu o girafă, dar girafa nu se mișcă. Pâzie mereu și-l pișcă, la eu e foarte greu să trăiesc în țara Aoleu. La galeria de artă puteți admira exponate reunite sub tematica obiceiurilor de iarnă în Bucovina. Printre aceste exponate regăsiți obiceiurile de iarnă zugrăvite de copiii școlii generale numărul 4, desene ce merită văzute. Această acțiune a fost inițiată de către școala generală numărul 4, de doamna directoare Marcela Țugulea și de doamna învățătoare Cătălina Georgescu. Este vorba de creația copiilor de la școala 4, clasele 1-4. Vreau să spun câteva cuvinte despre piesele expuse. Se știe că, în general, în primele etape de viață, copiii sunt înclinați în mod deosebit către partea artistică a educației. Și o demonstrează din plin piesele care sunt expuse în această expoziție. Vreau să remarc că nu remarc o lucrare sau două sau trei. În general, nivelul este foarte ridicat. Aș spune că se apropie de nivelul unei școli cu profil de artă. Și asta arată că atât conducerea școlii, cât și învățătoarele care lucrează în școala numărul 4, au depus un efort educațional deosebit. Iar rezultatele sunt vizibile aici. Piesele care sunt alături, care sunt expuse și le vreau să spun despre lucrări. Lucrările îndeplinesc ca performanță, din punct de vedere plastic, îndeplinesc condițiile de compoziție, deci un simț compozițional, sunt cromatic, sunt foarte bine realizate, stilizarea desenului este foarte frumos, există o candoare a desenului pe care îl practică copiii. Și, în general, expoziția este o expoziție coerentă. Adică, lucrările care le-am selecționat sunt apropiate ca valoare. Vreau să încep prin a o felicita pe doamna învățătoare Georgescu Cătălina, care a avut această inițiativă deosebită de a realiza un proiect educativ cu titlul dat din obiceiul de iarnă. Deci, ideea aparține în exclusivitate. Noi ceilalți nu am făcut decât să o secundăm, să o ajutăm sau sper că n-am încurcat-o. Această activitate se va derula în două părți, să spunem.
prima aici și a doua la Centrul Documentare și Formare a Școlii 4, unde o să vă invităm în continuare. Vreau să spun că eu cred extrem de tare în ideea de proiect. Este și o noutate, sau poate nu e chiar o noutate, dar este un alt fel de, o altă noțiune. Noi am mai făcut proiecte și probabil am mai numit altfel. În orice caz, în prezent, proiectele educative, proiectele finanțate, proiectele în general, sunt și la modă, sunt și extrem de necesare, sunt și extrem de utile. Mai cred de asemenea în ideea de parteneriat și am o dovadă foarte solidă. Faptul că am încheiat un parteneriat și cu muzeul, cu galeria, cu primăria, a dat roade deosebite. Iată, ne aflăm aici, este ideea de asemenea numai a partenerului nostru de la muzeu, a domnului Postolache, de fapt, de a pune în valoare aceste lucrări la galerie. Sigur că ele în acest mod se popularizează, sunt puse în valoare. Iată ce înseamnă mai multe idei și iată ce înseamnă partenerii care îți oferă fiecare câte ceva. Eu nu pot decât să mă declar deosebit de încântată de ideea aceasta și de calitatea și de modul în care au fost puse în valoare lucrările copiilor noștri și să constat că sunt extraordinar de talentați, mai mult decât ne-am imaginat noi și niciodată, iată, nu-i cunoaștem de ajuns. Am inițiat acest proiect pentru că școala, în general, și noi alocăm foarte puțin timp pentru tradiții și obiceiuri, timpul fiind, să spun așa, alocat în totalitate studiului, materiilor cuprinse în programa de învățământ. Și nu trebuie să uităm că tradițiile și obiceiurile ne definesc ca neam și tot ele ne fac nemuritori și cine le pot înțelege și duce mai departe, primi în sufletele lor decât copiii care sunt foarte sensibili. Și trebuie să-i păstrăm aproape de folclor, de cultura noastră tradițională, pentru că este păcat. Este foarte frumoasă, mai ales cultura noastră bucovineană este unică și recunoscută în lume și trebuie să fim mândri, ei trebuie să fie mândri și la rândul lor, când vor fi părinți, să nu uite ce au învățat și să transmită copiilor lor, iar noi cadrele didactice sau cine va fi atunci cadrul didactic, să facă același lucru pentru ca folclorul să nu dispare. Domnul primar Mihai Frunză vrea să premieze 3 dintre creatorii care participă la această expoziție. Și în jurul al galeriei de artă a hotărât 3 dintre lucrări care vor fi premiate. Și după care am să rog pe domnul primar să înmâneze darurile copilașilor. Este vorba de Drehuță Alexandru, din clasa 4-a B. Așa. Ați fost învățătoarea copilului. Până în toamnă. Berechea Paula din clasa a doua, step by step. Copilașul se vine. Așa. Bravo. Așa. Și Popescu Adrian din clasa a patra, step by step. Așa, îi mulțumesc domnului primar și doamna Silvia Frunză vrea să ofere câte o ciocolată la toți copiii care sunt aici, în participă la această expoziție. Dacă apar așa frumos ninge și se așează o iarnă cu adevăratelea, iată că dumneavoastră ați înfrumusețat galeriile de artă cu mânuțele dumneavoastră, cu gândul dumneavoastră, conștiința dumneavoastră și ne bucurăm și ne delectăm ochii pentru aceste opere pe care dumneavoastră le-ați expus aici. Datina Plugușorului prezintă o legendă mitică transpusă în versuri, cu rădășini adânci în istoria neamului, tocmai didași și romani. Împăratul Traian, Badiță Traian, a extins în agricultură la maximum în dași și a cușerit. Plugușorul este, deci, un rit agrar care marchează trecerea de la cultura mieiului la cultura grâului și transformarea acestuia într-un aliment de bază.
De la galeria de artă, tema obiceiurilor de iarnă s-a mutat la școala generală numărul 4, unde dascăli și elevi s-au implicat într-un concurs cu premii. Am lăsat copiii să aleagă ceea ce vor să prezinte, ce obicei. Unii vor avea parte teoretică, alții pur practică cu colinde sau urături inedite. Sunt foarte frumoși și sper că prin acest concurs și părinții și mai ales copiii s-au sensibilizat așa puțin măcar în fața acestor sărbători, mai mult prin faptul că ele sunt ale noastre și trebuie să le ducem mai departe. Prin ele suntem români. Prea curată, 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 prea
Copiii cred că realitatea e ca în desene. Învață-i să traverseze corect. Când locuiești în căminul pentru persoane vârstnice, timpul pare să se fie oprit în loc, cu zilele scurte de iarnă, cu nopțile lungi, trăind din amintirile zilelor când, decembrie, se mai numea încă luna cadourilor. Cu gândul că toți bunicii trebuie să aibă nepoți, copiii de grădiniță le-au adus celor de aici daruri și amintiri ce le vor încălzi nopțile din preajma sărbătorilor de iarnă. Să mă bucur foarte mult că vă avem în preajmă. Să vă spunem că suntem un grup de unități și de copii. Pe mine mă cheamă Manoleta Mara, sunt director la grădinița numărul 5 și am venit împreună cu educatoarele mele dragi, cu responsabile de unități de la grădinițele afiliate, de la grădinița numărul 6, Maria Cârdei, de la grădinița numărul 7, doamna Sticles Georgeta, de la grădinița numărul 8, Canciu Gabriela, de la grădinița numărul 9, doamna Vica Irimescu, iar alături de aceste doamne mai este doamna Pomoha Cerduța, o colegă dragă mie, o doamnă deosebită ca celelalte colege. Vrem să vă prezentăm un program frumos ca să vă bucure inimile dumneavoastră, pentru că știm că orice clipă nu se mai întoarce și în același timp știm că orice bucurie și zâmbet al dumneavoastră este mult pentru noi. Este un schimb între generații. Copiii o să vă prezinte un program foarte scurt și frumos și vreau să vă bucurați de efortul lor pentru că este pentru dumneavoastră. De asemenea, vă rog să mulțumim și domnului viceprimar că și-a găsit timp și a venit alături de domnul director Pomohaci, de doamna directoare Mironescu și ceilalți domni care coordonează activitatea în orașul nostru. Afară minge liniștit și în casă arde focul, iar noi, mama stă de mult uitat. De mult uitat în jocul, de mult și patul e făcut. Dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce. Când s-a născut Hristos în iesle cea săracă și bol cu sufla milos, căldură ca să-i facă. Mititel înfășățel, în scuter de bumbă cel, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua-n minge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă bucurați. Se văd în case oameni împodobiți, cântători colinți frumoase, îngeri fericiți. Frumos, inger ne spun în soaptă că Iisus Hristos. E noapte, patul e făcut, dar cine o să se culce când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce? Când s-a născut Iisus în fân, în iesle acea săracă, iar voie peste el suflând căldură ca să-i facă. Când au venit la ieslea lui, păstorii de la stână, iar îngeri din cer cântând cu flori de măr în mână. Iisuse, Doamne, anul care vine, toată noastră rugăciune, îndreptăm smeriți pe tine. Ține, Doamne, cu viață! Am fericit la plătină pe mei prieteni și pe mei părinți. O să mă întâlnesc în Benești și ispite să mă ocotești. S-a născut Hristos, Mesia fiind luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mintite în păsătere, în suflete, ne-a luat, ne-a genul la tine, genul.
papuc. Pentru mama nu uita, zice, iar tata niște nuci. Minte și fobire, când ce greu privește în sus să te cheamă în gătire. Chiar și munții dacă vei folosi mulți din drumul tău, dacă ajutorii cer și la bine și la rău. În copilul ăla în sus, dacă mai taș făta, așa i-am spus. Roagă-te mereu, mereu să te ajute Dumnezeu. Domnul este tatăl tău și te apără de rău. Bravo! De cât eu sunt, nici cât barba ta de măr, cea vopsită cu în soare, pieptănată doar de vânt. Eu sunt mic de eu camdată, moșule, dar nu uita, că și tu ai fost cândva, când sunt eu acum. Și iată, ca cei mari știu să vorbesc, știu chiar și poezie, cred că-ți place mult și ție. Și n-ai grijă, am să cresc, iar la anul viitor, moșule, de-ai să mă vezi, n-o să-ți vină nici să crezi, voi fi mult mai mărișor. Însă și acum e clar că frumoasa ta de seagă, ce colind de lumea întreagă, ai și pentru minunat. Chiar tare-s curios să văd ce-ar putea să fie, nu cumva o jucărie. O să fie între oameni bucurie, căci acum s-a născut Domnul Sfânt pe acest pământ. Nu știu de unde mai veche și viteaspără pereche, din susuna fulgilor, din oianul norii. Pune moșule iubit, cum ești toate câte sunt, ce copii au fost cu mine și au ascultat de părinți. Cine s-a jucat azi noapte că ne-au înspomit cu lapte și-a vopsit cu tibișir coardele de țandafir? Ba se poate că o mână i-a cirat cu fir de lână și a tras crăș de corcotuș prin degete de mânuș. Vinele dintre peturii s-au făcut niște furii. Sârma gardului de plasă e de 10 ori mai groasă și împresoară curtea mea uză plaș de cartefia. Colindat, sfinte, sfinte, sfinte sărbător, am venit curat aici să-i colim pe bunici, sfinte, sfinte, sfinte sărbător. Am zis două, dar sunt trei și răspunsul tău dacă vrei. Toți din lumea de aici, zi de zi, merg la servici. Numai tu, un mezrăvan, lucrezi doar o zi pe an, doar o zi. În rest, ce faci? Grea întrebare, văd că taci, fiindcă recunoști și tu, prea e ușoară slujba, nu? De întrebări știu, nu se frică și pe loc răspunsuri ai, dar am o dorință mică, dar urmai zi să-mi dai. Și va crește cât un pic. Cum crește bobul un pic, l-a privit cel cum păsește și pe toți îmi veselește. Ano, cu bucurii, cu fulgi, bine ai venit în prag, cu zurgălei tăi de nea, te-am așteptat cu drag. Te voi să spună și el, te mai încolo un pic. De-naltul cerului, pe aripile vântului, soțită pe pământ, să duc noroc și cânt, să duc la fiecare, la mic și la mare, noroc și sănătate și zi de belșugate. Nu vă uitați că sunt mic, în curând voi fi voinic. Am să duc în lumea toată,
sunt așteptată. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu se acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, acasă, dom, dom, să înălțăm. Am plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Se vânteze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Se vânteze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Astăzi, într-adevăr, noi am fost aici cu adevărată familie. Este familia adevărată a Rădăuțului. Ne-am întâlnit toate generațiile și ne-am simțit atât de bine în aceste momente când sărbătorim apropierea nașterii Mântuitorului și așteptăm cu emoții, cu sufletul la gură, sărbătorile care să ne aducă liniștea sufletească, mulțumirile și sunt în asentimentul, cred că, a locatarilor cămilului de bătrâni, că pentru dumneavoastră, în primul rând, astăzi am venit cu acești copii frumoși, ca să vă aline eventualele suferințe, facem și noi tot efortul pentru a vă simți bine și suntem bucuroși că putem astăzi să fim alături de dumneavoastră, să aducem un zâmbet împreună cu acești frumușei copilași. Bună ziua, stimați telespectatori! Emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi vă reține atenția în momentele ce urmează cu ultima ședință de Consiliul Local din acest an. Vom fi foarte scurți pentru că au fost multe puncte pe ordinea de zi, dar funcție de importanța lor vom face câte un mic popas pentru ca dumneavoastră să înțelegeți ce anume s-a discutat în această ultimă ședință de Consiliul Local. Se află în studioul televiziunii Rădăuț, domnul consilier Viorel Gârlici. Bună ziua și bine ați venit în studioul. Bună ziua, bine v-am găsit. Și domnul Dumitru Axani, care a fost și președintele ședinței de Consiliul Local. Bună ziua, bine v-am găsit. După prezentarea clasică a procesului verbal de ședință, a urmat aprobarea primului proiect de hotărâre privind însușirea prețului de concesiune fără licitație publică a terenului în suprafață de 14 metri pătrați în strada Putnei numărul 1 către societatea Florăria Iris, lucru care de altfel s-a aprobat. Da. S-a mai discutat un proiect de hotărâre privind însușirea prețului de concesionare fără licitație publică a terenului în suprafață de 20 de metri pătrați situat în strada Putnei numărul 1 a societății Camiro SRL. S-a aprobat? Da. S-a luat în discuție și s-a aprobat un proiect de hotărâre privind însușirea prețului de concesionare fără licitație publică a terenului în suprafață de 4,8 metri pătrați în strada General Iacob Zadic, numărul 20, solicitanți fiind Rodica Mutrescu și Florin Cerlincă. De asemenea, s-a aprobat. S-a mai discutat un proiect de hotărâre privind însușirea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 300 de metri pătrați în strada George Grigorovici către solicitanții Dan Constantin Florin și Silvia Dan Loredana. S-a aprobat. S-a aprobat și acest punct. Au existat discuții mai multe privitoare la proiectul de hotărâre privind însușirea prețului de vânzare prin licitație publică a construcției și terenului aferent în suprafață de 19,91 metri pătrați în strada Sfântul Dumitru, numărul 20. A intervenit aici o discuție privitoare la... Au fost niște modificări propuse de Comisia Economică. Privitoare la recalcularea suprafeței, sau cum? Da, pentru că suprafața terenului fiind de 19,91 metri pătrați, evaluatorul a prevăzut ca suprafață utilă aceeași suprafață. Deci nu se poate. Nu poți să vinzi un spațiu util fără ziduri și așa mai departe. Și atunci Comisia Economică a făcut această obiecție. Deci prețul final va fi mai mare sau mai mic? În funcție de suprafața de teren care este acolo. Pentru că nu s-a explicat de către evaluator care este suprafața corectă. Suprafața terenului sau suprafața utilă? Eu bănuiesc că ar fi suprafața utilă un pic mai mică. S-ar putea să fie o greșeală de redactare. Da.
După aprobarea acestui proiect, s-a luat în discuție și s-a aprobat încheierea cu Societatea de Servicii Comunale a contractului privind activitatea serviciului de ecarisaj. Cu câteva explicații vine chiar acum directorul Societății de Servicii Comunale, domnul inginer Nistor Tatar. Situația de posturi de câini în momentul de față este în proporție de 70% realizat. Probabil că în cursul lunii decembrie vom începe o activitate privind strângerea câinilor bagaune în municipiul Rădăuț. Deci sunt pregătite padocurile și cuștile în zona respectivă. Mai avem depus ceva faianță și privind în sala de operații și în grupurile sanitare. Cât personal este pentru asta? Deci vom avea în jur de 10 oameni, plus un medic care îl avem contractat cu firmă respectivă, medic veterinar. Este asta o activitate rentabilă pentru servicii comunale? Nu este o activitate rentabilă, dar trebuie să o facem și pe asta. Nu intrați în divergențe cu societățile de protecție a animalelor? Nu. Noi avem o activitate total diferită. Societățile de protecție a animalelor au altă activitate. Noi, scopul înființării activității la serviciul comunal este să dispară câinii vagabonți din oraș. Și măsurile astea noi vom le lua. Cei de la țară continuă să aducă câini în oraș. Deci nu vă veți strânge de front de lucru. Nu, sperăm ca să strângem mai mulți decât ce pot aduce la țară. Ce părere aveți despre preluarea activității de ecarisaj de către domnul Nistor Tătar și servicii comunale? Preluarea serviciului de ecarisaj de către servicii comunale bănesc că este un lucru bun. Sper că acest serviciu să întărească activitatea în această direcție. Pe vreme am observat foarte mulți câini hoinari prin Rădăuț. Sunt destui, în afara faptului că aspectul nu este plăcut, sunt periculoși pentru copii, pentru bătrâni. I-am văzut și în haite și așa mai departe. Și așa mai departe. Foarte mulți. Deci probleme au existat, probleme vor fi în continuare și cu asociațiile de protecție a animalelor care se ocupă de aceste animale, dar mai mult verbal și nu întreprind nimic în acest sens. Mi-a plăcut însă intervenția domnului consilier Bejenaru, care a fost atent ca de obicei la textul acestui proiect, grija față de om prima dată și apoi față de câine. Așa este. Tuturor ne-a plăcut că domnul consilier a fost și data asta foarte atent și a precizat acest aspect. Așa trebuie să se întâmple în realitate. Următorul proiect de pe ordinea de zi a fost privitor la prețul local a energiei termice. Au apărut ceva modificări? Au fost mai de un pic prețurile, însă pentru, la nivelul județului, orașul Rădăuț are cel mai mic preț. Primăria va suporta 10% din această valoare. Putea să suporte și mai mult? Ar fi putut să suporte mai mult, însă având în vedere că tot primăria plătește dobânzile și redevența la tot ceea ce se referă la încălzire, nu se știe dacă poate suporta Consiliul Local. Următorul proiect a aprobat plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate și s-a luat în discuție hotărârea privind aprobarea de principiu pentru includerea în bugetul local de venituri și cheltuieli a municipiului Rădăuț din anul 2008 a unor sume în vederea realizării clauzelor contractului colectiv de muncă. Acordul colectiv care se încheie între primăria municipiului Rădăuț și sindicatul liber al salariaților din primăria Rădăuț. Deci, practic, salariații de la primărie doresc ca, începând din 2008, să existe un spor pentru fidelitate și loialitate față de instituție, pentru salariații nesancționați și pentru cei sancționați a căror sancțiune a fost radiată, în condițiile legii. Aceste sporuri pot fi de la 5% până la 25%. Aceste sume sunt altfel față de cum se procedează la alte primării din județul Suceava sau din țară? Solicitările salariaților au fost aprobate.
Ca și sumă, am înțeles că ar ajunge undeva la un 25% față de ce a fost pentru anul 2007, iar aceste solicitări sunt și la alte sindicate din alte primării, din alte municipii. Mi se pare un lucru bun ca cei care se desfășoară activitatea la primăria Rădăuți să fie și retribuiți cum trebuie și în aceeași măsură să-și facă și datoria, treaba, serviciul, mai bine zis. Domnul Gârleș, dumneavoastră lucrați foarte mult cu primăria Rădăuți, prin natura meseriei pe care o aveți, prin faptul că sunteți consilier local. Purtătoarea de cuvânt a primăriei vorbea despre o imagine a salariaților primăriei care de multe ori este rău percepută de către cetățeni. O răutate a cetățeanului, ca să fiu mai direct, față de salariații primăriei. Există acest fenomen? Acest fenomen, din câte se știe, este la nivel de țară. Deci și Rădăuțul se încadrează în aceleași percepții. Problema este că ceea ce a cerut sindicatul liber din primăria Rădăuți, am înțeles că valorile sunt mult mai mici decât s-au aprobat la Suceava sau în alte orașe din județ. Dar să sperăm că cu această majorare, cât de mică este ea, să se îmbunătățească activitatea în cadrul salariților primăriei. Pe de altă parte, se vorbea în cadrul ședinței despre locuri rămase vacante în primărie care nu se doresc a fi ocupate. Adică nu vine nimeni, practic, să se înscrie pentru aceste servicii. Nu se înscrie pentru că probleme sunt. Oamenii, în general, au necazuri și când sunt lipsuri, totdeauna apar fel de fel de divergențe. Și nefiind salariile atât de mari, din această cauză nu dorește nimeni să vină să lucreze la stat. Locuri de muncă vacante la primăria Rădăuți. Mergem mai departe. S-a aprobat un plan urbanistic zonal solicitat de către VP Construct SRL. Domnii consilieri au mai luat în discuție și au aprobat un proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local a Municipiului Rădăuți cu Consiliul Local Gura Humorului în vederea preluării activității de producere și distribuire a apei calde și agentului termic în orașul Gura Humorului. Propunerea a fost inițială pentru asociere. Deoarece durează foarte mult formalitățile până se obțin toate avizele și aprobările, s-a considerat în Consiliul Local că nu este bine și până se termină de luat toate aprobările, exact trece perioada de 6 luni. Și atunci s-a indicat ca SC Servicii Comunale să facă un contract de prestare de servicii cu primăria de la Gura Humorului. Aceasta, dacă este posibil, se poate face în câteva zile și atunci se poate să-i ajutăm pe cei din Gura Humorului, care într-adevăr au nevoie de căldură în această iarnă. Deci, practic, în loc de asociere, se va realiza un contract de prestări servicii între servicii comunale și Consiliul Local Gura Humorului. S-a dorit, în principiu, în idee, majoritatea au ridicat cuvântul și să îi sprijinim, să facem un efort să sprijinim Consiliul Local Gura Humorului pentru această situație critică, deși este destul de complicat și pentru servicii comunale să facă și acest efort. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru a Consiliului Local. Deci, practic, s-a schimbat consilierul Consiliului Local și trebuie ca o comisie să valideze noul consilier juridic. Cine va face parte din această comisie? Au fost propuși 4 consilieri, dar 2 dintre aceștia s-au retras pentru ca procedura să fie mai simplă. Au fost validați consilierii domnul Bejenariu și doamna consilier Gavrileț. Da, mergem mai departe. Un proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune Romii 2006-2008. Referendul de specialitate al primăriei ne spune chiar acum despre cum stau lucrurile. În municipiul Rădăuți trăiesc împreună cu majoritate aproximativ 450 de persoane de etnie romă stabilite în 68 de gospodării. În ultimii 50 de ani natalitatea a crescut, creindu-se o generație tânără și aptă de muncă. Înainte de 1990, majoritatea romilor au lucrat în fabricile din municipiul Rădăuți, în cooperativele Mese și Ugărești, cât și la serviciile comunale. După 1990, când au început restructurările în fabrici,
Primii disponibilizați au fost persoanele de etnie romă. Din totalul populației de etnie romă, 220 sunt bărbați, iar 230 femei. 4,5% reprezintă peste 60 reprezintă persoane vârstnice peste 60 de ani. 11% reprezintă persoane între 36 și 59 de ani. 38% reprezintă între vârste între 18 și 35 de ani. 32% sunt cu vârste între 7 și 17 ani, 12% cu vârste între 1 an și 6 ani, iar sub un an reprezintă 2,4%. Majoritatea populației de etnie romă, aproximativ 90%, sunt de religie ortodoxă, iar 10% sunt de alte religii. Persoane fără carte de identitate în municipiul Rădăuț nu sunt, persoane fără certificate de naștere nu sunt, persoane care stau în concubinaj, aproximativ sunt 11 familii care stau în concubinaj, familii care primesc venitul minim garantat sunt aproximativ 20%, copii aflați în instituții de reeducare sunt 4 persoane, căsătorii s-au oficializat în acest an 6 căsătorii, deoarece Guvernul României le-au oferit 200 de euro ca drept de compensă. Din populația romă sunt salariați 15%. 4% reprezintă, 4% dintre ei sunt pensionari. Cei care muncesc cu ziua 21%, cei care emigrează în străinătate 40%, iar 20% au venitul minim garantat. Dintre tinerii romi care au vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, au beneficiat teren pentru construcții de locuințe în număr de 8 familii. Elevii înscriși la școală sunt 105 și numai 80 frecventează școala, iar 25 nu frecventează școala deoarece lipsa veniturilor împiedică pe părinți să-și trimită copiii la școală. 15 persoane de etnie romă au terminat liceul, cu școală profesională 8, analfabeti 50, între 8 și 10 clase 60 de persoane, iar între 4 și 7 clase sunt 107 persoane. La medicul de familie sunt înscriși 400 de persoane datorită mediatorului sanitar care îi ajută pe rom la includerea în sistemul asigurărilor de sănătate și la prevenirea și combaterea discriminării față de rom. La nivelul primăriei municipiului Rădăuț, întâlnirile dintre comunitatea de rom și domnul primar au loc de 2 ori pe lună, iar cu domnul viceprimar au loc de 4 ori pe lună. La aceste întâlniri se arată nevoile cu care se confruntă persoanele din romă mai nevoiașe. La nivelul poliției municipiului Rădăuț, am stabilit un program cu caracter preventiv, educativ și informativ, care a vizat în principal următoarele aspecte. Menținerea unei legături permanente între poliție și reprezentanții romilor, identificarea tinerilor romi cu comportament deviant și a celor lipsiți de supraveghere, prezența polițiștilor de proximitate la ședințele organizate de reprezentanții romilor, informarea și lămurirea romilor despre teme de interes general în domeniul legislației. Pentru o perioadă de 25 de ani se atribuiește în folosință gratuită o suprafață de 19.500 de metri pătrați, teren din domeniul privat al municipiului Rădăuț în strada Andronic Motrescu, Asociației Habitat pentru Umanitate. În ce scop? Atribuirea terenului folosință gratuită pentru 25 de ani a fost, acest proiect a fost completat de Comisia Economică cu specificația ca cei 25 de ani să fie de la întabularea locuinței, ca după aceea proprietarul casei să poată cumpăra terenul de la stat. Deci vor fi anumite persoane care au primit autorizații de construcții, sunt care au fost construite de acum 3 ani, de acum 2 ani, de acum 1 an, sunt care vor fi construite și se vor întabula în anul 2008, dar toate se încadrează în această perioadă 25 de ani. Deci vor fi preluate și eșalonat.
Mergem mai departe, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2008. De fapt, o prediscuție la organigrama pentru anul viitoare a primăriei. S-a aprobat? S-a aprobat și acest punct, întrucât, cum ați precizat, nu este organigramă, este un studiu. Parteneriat public-privat. Acest proiect se referă la intenția unei firme timișorene care dorește să construiască în zona Rădăuți un complex industrial ecologic. Și reprezint societatea de investiții COFI din Ancona, Italia, care dorește să implementeze în Rădăuți, în România, în mai multe localități, o tehnologie de ultimă generație care distruge gunoiul menajer și industrial și are ca rezultat producerea energiei electrice. După cum știți, deșeurile sunt o mare problemă, nu numai în toată Europa, mai ales în România. Până în 2009, cam toate gropile existente trebuie închise. Noi vă propunem o soluție din punct de vedere economic, zero din partea Consiliului Local Rădăuți. Noi facem toate investiția, 100%. Această instalație costă aproximativ 130 de milioane de euro, pe care noi o parte din banii obținem de la Comunitatea Europeană și rezolvăm problema deșeurilor. Cam asta ar fi în mare ce dorim noi să facem. Din punct de vedere tehnic, această instalație este 100% ecologică, sprijinit, nu este incinerator, este un fel de dezintegrator. Este o inovație și invenție făcută de un inginer de la NASA și în ultimii ani este adoptată tot mai mult în comunitatea europeană. De aia este și sprijinită cu căldură de comunitatea europeană. Executivul rădăuțean a identificat un teren în zona Frătăuți-Mâneuți, în suprafață de vreo 6 hectare, cât ar solicita dumnealor. Pentru zona, cred că ar fi un proiect bun, deși mai sunt și alte proiecte. Este bine ca unul dintre ele să se realizeze în final. Sigur că atunci când unul din aceste proiecte se va derula, vor trebui ca și străzile noastre să corespundă pentru acele utilaje de mare tonaj care vor trebui să circule în zona. S-au modificat tarifele la apa potabilă. Au crescut, au scăzut? Cum s-au modificat? Tarifele la apa potabilă au fost corelate cu cele date hotărâte de către minister și deci pentru anul 2008 vor fi tarife de 1,48 RON metri cub pentru apă potabilă și 0,89 metri cub pentru canalizare și epurare. Da, iată că am ajuns și la sfârșit. Informări, interpelări, sesizări, comunicări. S-a prezentat o informare privind adunarea generală a municipiilor. Facem parte din Asociația Municipiilor și această asociație și-a modificat cotizația. Dacă aceasta a crescut, Consiliul Local a fost de acord să aprobe ca să mai facem parte în continuare din această asociație sau nu? Da, această cotizație a crescut. Noi rămânem în continuare parte a Asociației Mari. Noi suntem afiliați la Asociația Municipiilor din România și plătim anual o anumită cotizație. Până acum cotizația a fost de 0,10 lei pe locuitor, deci la 30.000 ori 10 era 30 milioane, iar acum, începând cu data de 1.08, se majorează cotizația din membru al AMR de la 0,10 la 0,30 lei pe locuitor pe an. Vom plăti 90 de milioane de lei pe an. Mai sunt informările prezentate de domnii Bejan Ariu și de primarul Mihai Frunze, pe care le putem urmări direct din sală.
Le-am clasificat priorități cu caracter general din învățământul preuniversitar din municipiu și priorități la fiecare unitate școlară. Cred că este bine să aveți răbdare să vă uitați la ele, toate sunt absolut necesare, dar vrem cât mai multe din acestea să se exprime în cifre de buget. Ofer un text de acesta în mânezul, la fel de doamnei directoare și unul domnului primar. Mulțumesc! Și gata, am terminat. Mulțumesc! Domnul primar, a mai trecut un an de zile, anul 2007, și vreau să, în numele executivului, să vă mulțumesc, domnilor consilieri, pentru contribuția care ți-a dus-o la treburile gospodărești ale comunității noastre. Vreau să vă mulțumesc că ați contribuit la proiectele de hotărâri inițiate de primar cu îmbunătățiri. Vreau să vă mulțumesc că în Consiliul Local Rădăuți există un spirit de, să zic așa, frumos de muncă, de acțiune pentru localitatea noastră și aș vrea să respectăm tradiția românească. Sperăm că aceasta este ultima ședință din 2007. Dacă va mai fi una, cum spunea domnul consilier, ne bucurăm că aia nu poate fi decât rectificare de buget. Și să ascultăm un grup de colindători. Am ținut să invităm de la școala specială de la Rădăuți, centrul plasament, pentru a vă prezenta o colindă dumneavoastră. Și la anul vom veni, doar dacă ne veți pofti. Și la anul vom veni, doar dacă ne veți pofti. Și mai multe vom cura flori de măr, un colac dacă ni stă flori de măr. Și mai multe vom cura flori de măr, un colac dacă ni stă flori de măr. S-a născut care început, astăzi e Crăciun. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut ca de început, astăzi e Crăciun. Creștinilor, noi astăzi un praznic mare avem, ca să-l putem cunoaște, veniți la Biflaiem, ca să veniți la Biflaiem. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut ca de început, astăzi e Crăciun. A născut în lume, de-a cel ce l-a așteptat. Mama!
copii au venit cu un gest frumos, ați primit către... Ați primit câte... Un mic cadou. Un mic cadou, câte un îngeraș. Da. Dar mi-a plăcut că după ce ați ascultat colindul copiilor, consilierii rădăuțeni au arătat că pot să dezlege baierele pungii, cum se spune, și alături de cadoul primarului, într-un plic, ați contribuit și dumneavoastră. Ca președinte, da, știu că ați strâns bani de la toți consilierii. Da. Cam câte cât s-a dat, cu aproximație? Total suma a fost 10 milioane și jumătate și fiecare a participat cu cât a putut sau cât a avut în buzunar la momentul respectiv. Unele persoane au scos și dolari chiar, euro, s-a plătit. Nu au ajuns un pic. Da, a fost ultima ședință de Consiliul Local. Evident că până la alegeri veți participa și în anul 2008 la alte ședințe. Cum apreciați că a fost anul 2007 din punct de vedere politic? Activitatea dumneavoastră în Consiliul Local a fost o activitate bună sau se putea mai susținut, mai aproape? Da. De multe ori m-am gândit la acest aspect și m-am gândit că voi fi și întrebat cândva. Se putea mult mai bine, cred. Pot să spun că sunt relativ mulțumit. Și dacă aș avea nemulțumiri, ar trebui să le și precizez. La această oră aș spune, de exemplu, că sunt bucuros că ninge în zonă, ninge în țară, ninge în Rădăuți și la acest moment nu se mai pot vedea acele gropi, noroi de pe străzile Rădăuțului. Adică mama natura a fost, da, mai bună decât administrația. Da. A reușit să facă o curățenie totală. Acum vin mai departe cu rugăminte, cu insistență la 10 servicii comunale, respectiv la serviciul de iluminat public, să insist un pic și pe străzile periferice ale Rădăuțului, să fie cât de cât lumină și în acea zonă, nu numai în centrul municipiului. Pe partea de iluminat public, vreau să informez cetățenii municipiului Rădăuț că a fost soluționată în sfârșit contestația privind achiziționarea de lemn și a început... Am luat toate măsurile ca să, în începutul lunii ianuarie, să primim primele 500 de lămpi pentru montat în zonele în care nu funcționează iluminatul public corespunzător. Dumneavoastră ați plecat de la PD și sunteți independent. Pentru a mai prinde un mandat, nu știu dacă veți reuși în calitate de independent. Apare tendința de a migra spre un partid acum, în perioada imediat următoare? Nu, nu apare această tendință. Am rămas consecvenți, toți consilierii PD-ului au trecut independenți, am format un grup, ne vedem de treabă, n-am trădat, n-am trecut în alt partid. Domnul Gârlici, cum apreciați iluminatul public din acest an, pentru că suntem în spiritul sărbătorilor care trebuie să vină? Anul trecut s-a investit peste 1 miliard în iluminatul ornamental de sărbători și a fost mai slab decât în acest an. În acest an s-au mai făcut completări, s-au mai adus becuri ornamentale, oricum arată mai bine ca anul trecut, asta se poate vedea. Fără miliardul ăla și 400 de milioane care, da, s-a cheltuit special numai pentru asta. Și ceea ce mai aș dori totuși să constat, că față de celălalt an, față de anul trecut, activitatea consilierilor și grija pentru cetățean și pentru problemele municipiului au fost rezolvate mult mai bine și mai corect decât de consilieri. Servicii comunale s-au ocupat de iluminat ornamental, a făcut-o mai bine decât firma din Botoșani de anul trecut? Cred că este un lucru mai bun, pentru că, în primul rând, chiar dacă ar fi problema schimbării unor becuri, se pot schimba în aceeași zi în care se face constatarea sau se face de către cetățeni anumite sesizări. Așa trebuia să așteptăm până vine de la Botoșani să schimbe un bec. Asta cred că ar fi cel mai partea bună a lucrurilor. Vorbind despre politică, dumneavoastră veți rămâne tot constant la fundalul roșu a PSD-ului? Vorbind despre politică, sunt unul din cei mai vechi membri ai PSD-ului. Câte mandate ați fost consilier? 2 mandate de consilier. Consider că mi-am făcut ceea ce era necesar și m-am străduit să rezolvăm problemele orașului și problemele care le impune Partidul Social Democrat. Bun, dar atunci întreb mai direct. Consider că
Mă așteptam să spuneți, consider că aș putea să mai las și pe alții sau consider că experiența mea merită să mai merg un mandat? Care variantă? Dumneavoastră aveți dreptate în amândouă variante. Deci, ca profesie, fiind arhitect de meserie, pot să ajut și în continuare la această problemă, dar având în vedere că totuși am 56 de ani, nu m-ar deranja dacă vor veni alții tineri cu energie mai multă și foarte bine pregătiți ca să contribuie spre binele localității. Da, vă las pe dumneavoastră la finalul emisiunii să vă despărțiți de telespectatorii care au avut răbdarea să ne asculte până acum. O urare de sărbători. Tuturor le dorim sănătate, sărbători fericite și tradiționalul la mulți ani. Sfintele sărbători ale Crăciunului și anului nou să vă aducă liniște în casă și în suflet, sănătate, succese personale și profesionale la toți locuitorii orașului Rădăuți. La mulți ani! Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm ca la finalul acestei emisiuni să urmăriți un scurt moment folcloric. Lumea îi lasate și săracă și bogată, om sărac dacă n-ar și bogatul din și-ar trăi, pentru el și ne-ar munși lumii. Așa lumea îi lasate și săracă și bogată, om sărac dacă n-ar și bogatul din și-ar trăi, pentru el și ne-ar munși lumii. Câți oameni-s pe pământ, tot atâtea doruri sunt, la frumos și la urât lumii. O, la bogat și la sărac, la fel dorurile trag, tot așa inimă arde lumii. Omulii cu averi multe și la șel sărac te uite, când ți-ai ghine să nu uiți că ai pus banul pe banuț, de pe munca celor mulți lumii. Omulii cu averi multe și la șel sărac te uite, când ți-ai ghine să nu uiți că ai pus banul pe banuț, de pe munca celor mulți lumii. Sărașe i-o gătit, bipinite-o-n bogățit, așa domnul rânduit de lumii. Oh, ascultă și eu îți spun, să și-i milostiv și bun, că nu știi al vieții drumul lumii. Azi bogat cu ranguri înalte, mâinile poți pierde toate, așa e roata vieții, știi, să învârte în loc noții, dar să nu uiți om să și lumii. Azi bogat cu ranguri înalte, mâinile poți pierde toate, așa e roata vieții, știi, să învârte în loc noții, dar să nu uiți om să și lumii. De aceea când ești bogat, să dai și la cel sărac, să nu-l judici că-i păcat de lumii. Oh,
măi, lăutare. De-am duminică-i sărbătoare, vreau să cânt să-mi timp pahare, să vă dreapă fiecare rata-mi creierea. Prietenii se joașe, că vine-s timpul luboașe, când petrecerea se face, și-l sfântul pe priplașe, rata-mi creierea. Neamul prieteni au venit, pe toți care i-am poftit, să ne bucurăm și să închinăm, că așa e la român, sărbătoarea din străbun, să ține cu oameni buni, rata-mi creierea. Se șoc min pahare și se facem toți urare, sărbătoare să nu știe, fără joc și veselie, ram-dam-tri-ri-da. Viața nu ne iartă dacă o trăim deșartă și nu luăm din tot ce are, câte un strop de fiecare, ram-dam-tri-ri-da. Neamuri prieteni au venit, pe toți care i-am poftit, să ne bucurăm și să închinăm, ca așa e la români, sărbătoarea din străbuni, să ține cu oameni buni, ram-dam-tri-ri-da. Nu să le facem împreună, cu gândic și voie bună, ram-dam-tri-ri-da. Prieteni sus paharul, să cântăm cu lăutarul, la mulți ani cu bucurie, azi mereu să ne șie, ram-dam-tri-ri-da. Neamuri prieteni au venit, pe toți care i-am poftit, să ne bucurăm și să închinăm, că așa e la români, sărbătoarea din străbuni, să ține cu oameni buni, ram-dam-tri-ri-da. Așa-i obișeiul sfânt, de când suntem pe pământ, să ne adunăm, neamul să-l ținem, la cam pastor la Crăciun, să jocnește un vin bun, la mulți ani cu drag tot spun, ram-dam-tri-ri-da. Înflorit în geam, așa e bovnic aveam, veșnet de piste de ani, ținem pe ascuns de un an. Mușcat înflorit în geam, așa e bovnic aveam, veșnet de piste de ani, ținem pe ascuns de un an. Ce se întâlne dor cu dor, sus pe deal ușor măi, sub nu cu mari rotați, să nu afli în sat. Da, te mutiști piața tu, hai și toată ne-au prins bărbatul. Guriță s-a rutam și e bovnică aveam, mergeam zău apoi mașii până sara n-a sfințit. Și guriță s-a rutam și e bovnică aveam, mergeam zău apoi mașii până sara n-a sfințit. La primul cucurigat, sub nucul în alt măi, îmi strânge dorul cu jar, cu râd din zahar. Mândruță-i maritate, dar știi doar cum se poartă. Satului, nevasta bărbatului, noaptea pisenin sau vânt, dragă ne curgeram în. Pe ulița satului, nevasta bărbatului, noaptea pisenin sau vânt, dragă ne curgeram în. Tot m-am întrebat în gând, pari până când măi, sus pe deal am să mai merg, să mă întorc întreg. Cât nu da tot nu pot, dar din vreodată nu se uită. S-a râdit din neam pus, să mă duc pe deal în sus, să-i spun mândrii bun rămas, că bărbatului o las. S-a râdit din neam pus, să mă duc pe deal în sus, să-i spun mândrii bun rămas, că bărbatului o las. N-am văzut chipul și-l drag, doar un padarag măi, care m-a luat la căiet, m-a lăjit. Dacă se dau să ies afară, hai după mine, boc și palmă, de-aza veni rău și țac, da, închid în sac și trac. Thank you.
lumina și creșma la drumul mare mândre. Oh, aș ajunge acasă tot pe soare mândre. Oh, dar bată norocul se o bate, crești mai lângă drum și n-are foarte mândre. La o masă leatu mă așteapte, o vin și friptură de berbeșii. Și nu știm viața cum treci mândre. Măi nevastă nu și mânioasă mândre, oh, de la creșmă știi că vin acasă mândre, oh. Dar nu stau cu prietenii la masă, încă și mă vechi întunicoasă mândre. Nici o grijă pare că nu mă apasă, de-ai ști viața cât e de frumoasă. Când ai inima voioasă mândre. Multe neveste se tot întreabă mândre, oh, deși la barbați creșmali drag mândre. N-aș spune că băutura am plași, dar la creșmă am tihne și pași mândre. Iar la creșmărețe curai tași, cu un lăutar și-o scripcă vechi. Crești mai loc fără perechi mândre. Mai nevastă nu și-i supărată mândre, oh, că mai merg la creșmă câteodată mândre, oh. Nu vin bat ca să vorbească satul și nu fac nacați cu unul cu altul mândre. Doar mai beau un paharuț cu leatul și vorbim de vremile trecute. Și de